dar și cu invitații noștri Sebastian Dobrincu și Cătălin Moroșanu. Bine ați venit, domnilor! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit. E, cum a fost la voi când v-ați mutat de acasă? Ia, vrei să... Cine începe? Vrei să zic eu? Sunt sigură că aveți povești interesante, încep tu, Sebi. Cred că ne asemănăm, că asta discutam și înainte, și el a plecat foarte devreme de acasă și eu n-am avut stare, că de mic voiam să-mi iau aripile să zbor și asta ziceam și mai devreme. Cred că e o particularitate a generației noastre, nu știu, așa, suntem mai... Să știi că nici nu stare. Nu? Te înțeleg, atunci da. Nu e o particularitate, da. Atunci înseamnă că toți copiii vor să plece din cuib sau nu toți, uite, sunt copii care stau până la 30 ceva acasă cu chiar 40 am auzit, dar serios? La ce vârstă ai plecat? Eu am plecat la 17 ani de acasă, m-am mutat în America. Deci nu ai plecat aici peste drum 3 cartiere mai încolo, tu te-ai dus drum în America. Am vrut să știu că am plecat, m-am dus departe, știu că n-am cum să mă întorc așa ușor dacă mi se face dor. Bă, hai să discutăm dacă e bine rău, nu știu, eu nu zic neapărat că e bine sau că vrei e rău. Vrei să știm în primul rând cum a fost pentru fiecare, pentru exact, voi, experiența asta, așa apoi... Cum a fost, Cătălin, pentru tine? Constatăm. Bă, la mine, eu la vârsta de 18 ani și eu am vrut să-mi iau lumea în cap, să nu mai depind de părinții mei. M-am angajat ca agent de pază, m-am mutat cu iubita mea, soția mea, Georgiana. Dacă vrei să spun părerea mea, pentru mine a fost o greșeală. De ce? Pentru că nu puteam să mă concentrez nici la facultate, să dau randament, trebuia să stau în ture de noapte. Ok, aveam independența aia, dar eu nu cred că părintele se bucură sau are vreo bucurie că a plecat copilul de acasă. Părintele vrea să facă parte din viața ta. Și eu cred că ei vor să te ajute la un moment dat. Eu am plecat și poate nu trebuia să plec. Bine, ca experiență, ca orice alt lucru, ok, poți să o iei așa. Dar consider că trebuie să plecăm de la părinții noștri când este momentul. Și fiecare individ, fiecare adolescent are momentul lui. Așadar, ție nu ți se pare chiar ciudat faptul că cineva poate sta cu părinții și la 27-28 de ani, să zicem, e ciudat, nu? Hai, nici chiar așa la 27 cu mama și până tata. Până când putem sta, din punctul tău de vedere? Bă, după ce termin facultatea... Sau când vrei să-ți plece ție copilul de acasă? După ce termin în facultatea, poate să pleci. 20 de ani tot pe acolo. Da, adică... 20 ceva de ani, da. E apropiat, adică și nu acum e vorba și de educația pe care o dai tu ca părinte copilului tău. Cum îl pregătești? Cum îl pregătești? Uite, de exemplu, văd atâția părinți care își trimit copiii în afară, da, în Anglia. Eu nu mi-aș trimite copilul în Anglia, doar dacă și-ar dori el. Pentru că vreau să stea lângă mine, vreau să mă bucur de copilul meu, vreau să mă bucur de nepoții mei. El se stabilește în Anglia și stau singur aici și mă uit pe... Păi e un egoism ăsta, recunosc. Asta zic, e egoism, dar, că el vrea să zboare. Da, lasă să zboare, lasă să zboare, să-și ia lumea în mână. Dar eu, ca părinte, trebuie să mă dau peste cap, să încerc să-i ofer toate condițiile necesare pentru a reuși. Eu așa văd, uite, eu am 38 de ani. Bă, până la 50 de ani mă chinui să trag, să fac ceva, să las ceva familiei mele și mai încolo băiatul trebuie să ducă mai departe, sau fata. Adică, eu vreau să am lângă mine, vreau să mă bucur de familia mea. Nu? Să duc tot în Anglia, se căsătoresc și gata, pa. Eu așa văd lucrurile. Știu avem că mă aici să un mă tânăr care a plecat în țara tuturor știu, posibilităților. Dar uite, îl vezi aici. Păi, stă mult în avion el, crede. Stau mult în avion, din păcate, dar uite, cred că luxul ăsta de a pleca mai devreme de acasă, că e un lux până la urmă, că nu orice copil are norocul să fie într-o familie care să-l poată trimite sau poate pune, îi trimit pe covor direct și îi trimit cum se poate, dar luxul ăsta cred că în primul rând te responsabilizează. Pe lângă că te maturizează, evident că trebuie să te descurci singur, nu mai ești la mama, la tata, să te trezești cu mâncare și să spele șosetele și chiloții. Deci, cred că e un lux care pe mine, unul cel puțin, m-a responsabilizat mult și m-a învățat să mă descurc în viață independent, să fiu, să nu depind de nimeni, să știu că oriunde mai pune în lumea asta, mă pui pe partea alta planetei, mă descurc, întreb de oameni, mă descurc singur, adică... Cred dar tu spuneai că sunt și greutăți. Adică care sunt greutățile pe care trebuie să le ce depășești? Ce greutăți ai la 17-18 ani? Dacă atunci nu duci greu, când mai duci? Ne uităm la 17-18 ani că ce greutăți. Atunci aduce, ne uităm la 50 ani când suntem bătrâni și ne e mai greu. Dar la 17-18 ani ai toleranță și energie să treci peste. Și ce greutăți? Adică că ce, nu că știu, ne integrăm greu? Pleci dintr-un confort al casei tale și trebuie să te descurci din zona de confort. Și dacă nu ieși, mie mi se pare că anii ăștia, în special după facultate, în timpul liceului, așa, trebuie folosit la maxim ca să te descoperi pe tine, să te maturizezi, să -ți descoperi pasiunile, să te sacrifici pe tine ca să profiți mai încolo. Ce faci? Atunci te menajezi, vreau confortabil, vreau să stau acasă cu mama și cu tata să-mi gătească pizza și semnișuri dimineața. Dar bine, acum,
tu ești povestea de succes, mister. De azi și mie, câți copii nu pleacă la o vârstă fragedă și n-au povestea ta frumoasă. Pentru că se angajează ca și chelneri în altă parte, vor să facă facultatea, nu mai fac facultatea și rămân în jobul respectiv. După aia își bagă picioarele în facultate și pleacă în afară să muncească. Da, eu nu zic de renunțat la facultate, că asta e altă discuție. Adică asta e cu totul alt subiect, că renunți la școală și pleci așa de capul tău. Într-adevăr, eu nu încurajez abandonul școlar și plecarea asta lipsită de orice temelie, dar... cred că plecarea asta cu totul ar maturiza pe oricine, că te întorci în țară, vii cu o altă experiență, decât dacă ai sta în țară și ai face același lucru, că ce, copiii care vor să plece de vreme de acasă s-ar angaja aici, ca ce ai zis tu, chelner, bucătare, adică... Da, bun, ai un vis, da? Vreau să termin facultatea, nu știu, IT-ul, da? Așa. Dar până să termin facultatea, eu trebuie să mă întrețin și trebuie să mă angajez. Și trebuie să dedic jumate de timp sau mai mult de jumate de timp să lucrez part-time la un job și trebuie să mă concentrez și pe part. Bine, la IT te poate angaja la o firmă și așa, poți să te dezvolți acolo. Dar să zic alt domeniu. Tu trebuie să-ți împarți viața ta între facultate și jobul tău. Și atunci, la un moment dat, când vezi că nu mai ai răbdare, că ești copil, vrei bani, că toți vrem bani când suntem... Înțelegi? Nu te mai concentrezi pe facultate, eu mă refer la facultate, mă refer la liceu sau la alte chestii. Atunci te mai concentrezi către succesul tău, către visul tău să te realizezi. E clar, avem foarte multe de vorbit despre această temă. Cred că atunci când adaugi educația în ecuația asta, se schimbă un pic treaba, pentru că într-adevăr sunt meserii și profesii care au particularitatea asta, că ai nevoie de formare profesională ca să profesezi, avocat, medic, etc. Unde nu poți să înveți cum fac eu, cum am făcut pe cont propriu, acasă, tot. Adică, nu, într-adevăr, când adaugi educația în ecuație, se schimbă un pic semantica. O să continuăm asta, toate aceste discuții. Vă invit și pe voi, dar și pe cei care ne urmăresc, să urmărim chiar acum un material și vedem ce au spus oamenii despre acest subiect. Pro sau contra plecat de acasă la o vârstă fragedă și luat efectiv viața în propriile mâini, evident cu asuma de plusuri și minusuri? Pro. Sunt pro și cred că e foarte important ca tinerii să... Bine, e foarte important ca noi părinții să-i ajutăm, să-i împuternicim, să le spunem că pot face încă de mici. Problema este la noi, nu la tineri. Că știi, de multe ori spun părinții, vai, nu face nimic toată ziua. Păi nu face, pentru că nici nu l-ai lăsat să facă de la o vârstă fragedă. Eu cred că e important tinerii să își găsească drumul. Eu de la 11 ani am plecat de acasă, bineînțeles cu susținerea familiei mele, care și-a dorit foarte mult să-mi împlinesc eu visurile mele și fără ajutorul lor n-aș fi putut să fac lucrul ăsta, dar eu de la 18 ani nu mai sunt acasă și locuiesc singură, trăiesc singură, mă descurc singură. Sunt multe plusuri, la fel cum sunt și multe lucruri negative, dar până la urmă, viața este despre sacrificiu, nu poți să le ai pe toate, nu în același timp, bineînțeles, adică trebuie să alegi ceea ce vrei. Eu mi-am ales că vreau să am performanță în cariera mea și asta a fost un lucru foarte important pentru mine și asta am și urmărit. Mai, eu sunt pro. Eu sunt pro pentru că eu asta am făcut. Dar contra să plece fiul de acasă la vârsta fragedă, adică îmi doresc să fiu lângă el. Dar au fost alte vremuri cumva, știi, când a fost eu mai mică și eu oricum sunt altfel decât oricine pe vestul din jurul tău. Adică eu am așa o doză de nebunie foarte mare și normal că m-am aruncat cu capul înainte să experimentez tot ce se poate. Dar copilul meu vreau să țin aproape de mine. Ați văzut, Vica Blochina spunea că ea și-ar dori ca al ei copil să stea cât mai mult cu ea. Egoismul nostru. Am rezolvat misterul, gata. Noi să plecăm de vreme, dar ei să rămână exact, cât mai mult. Copiii să stea mai mult, dar noi să ne luăm zborul de vreme. Este clar că mulți părinți își doresc acest lucru, dar sunt și părinți care acceptă ideea și vrem să ne spuneți ce au zis ai voștri părinți când le-ați spus că vreți să plecați. Ce reacție au avut? Da. Ce v-au sfătuit? Băi, una la mână. Plecatul ăsta, acum eu dacă am plecat, să zic că am vrut să-mi iau, părinții mei au avut grijă de mine, mi-au dat bani, că acum și cum e chestia aia. Plec la 18 ani și stau singur, fără niciun ban, ca un cuculeț într-un copăcel. Ei, uite, eu știu o persoană care... Sunt părinții care te mai ajută cu banii, ca să fim realiști. Da, da. Că nu plecăm, nu ne place să avem senzația, mamă, că am plecat și am făcut noi pe munca noastră. Dacă nu venea maică, tataică, tu să-ți dea niște bani, cât timp tu ai fost plecat, nu făceai nimic. Adică, sunt cazuri și cazuri. Nu știu ce să zic. La tine cum a fost, Sebastian?
Pe mine, cei drept, nu m-au ajutat, dar am avut și noroc că eu m-am mutat în totalitate pe banii mei, pentru că muncesc de pe la 10-11 ani, am fost programator și mi-am câștigat banii, adică cu, din ce am câștigat eu m-am reușit să mă mut în primul rând, n-a fost nevoie să mă ajute cineva din afară cu un leu. Dacă le-ai deci zis exact, că pleci în America, ce-au zis? Îți dai seama că a fost cu plânsete și cu show-uri și drame și... Au încercat să te convingă să nu pleci? Bă, n-au încercat, adică evident că sufereau amândoi, pentru că nu e confortabil să-ți vezi copilul cum... Cum pleacă cu un rucsac exact, în spate. Pentru că se termină, cred că e greu să ne obișnim noi ca părinți că se termină o etapă din viața noastră, din viața copilului. Da. Dar au fost suportivi, adică m-au încurajat. Da. Știau că mă duc cu un scop, cred că și asta contează mult, de ce pleci până la urmă, doar că vrei să pleci de acasă, păi du-te la un hotel, stai la un prieten, dacă vrei doar să pleci de acasă. Să trecem acum un pic și la partea mai distractivă a acestui subiect. Ce ați făcut după ce ați plecat de acasă? Ați ținut-o numai în petreceri sau... Ați gătit într-una. V-ați văzut de treaba voastră și ați fost oameni seniori. Eu când am plecat de acasă, în primul rând munceam foarte mult și n-aveam timp eu de petreceri, că era rupt în două. După aia trebuia să învăț și la facultate, dar când vreau să mă duc în club, în oraș, te duceai, nu mai cereai voie nimănui. Nu trebuia să mai zic, auzi că mă duc, nu există, mă duceam, aveam și banii mei, mă simțeam într-un fel puternic. Aveam senzația de independență. Și parcă altfel cheltuiai banii tăi, nu? Sau cum a fost? În momentul în care ați luat primul... Stai că trebuie să ne spună și Sebastian, să petreceam. Da, eu n-am pupat cluburi până la 20 ceva de ani, deci m-am mutat și... Erai doar în fața calculatorului. Eu eram cu calculatorul în față și la facultate și oriunde eram și pe stradă și mă opream într-un parc, eu lucram. Uite, vezi, s-au supărat ai tăi, au plâns, dar măcar știau că ești copil cu minte și domne, stă doar la calculator. Ai că știau ceva acasă, da, încă la capitolul ăsta știau. Eu târziu am pupat un club, o ieșire de asta cu... Da, deci nu... N-am fost pe distracție, m-am dus pe muncă. O concluzie despre acest subiect, pe scurt, vrem să obținem de la voi. Ce-i sfătuiți pe cei care își doresc să plece? Sunteți pro, sunteți contra? Eu o să fiu la mijloc. Plecați când simțiți voi, atunci, în momentul ăla, plecați, dar trebuie să mă mai gândiți că și părinții voștri vă iubesc foarte mult și vor să facă parte din viața voastră. Frumos. Sebastian? Da, Cătălin o vede mai mult din perspectiva unui părinte. E mai degajat tu de subiect. Tu ești mai pragmatic. Eu o să zic că o să sugerez, dacă aveți luxul de a putea pleca, plecați. Pentru că o să vă formeze și aveți oricum o saltea, o rezervă, un backup atunci când veniți acasă. Deci cred că ar putea să facă doar bine. Dacă aveți luxul de a putea pleca, faceți-o. Vă mulțumim. Discuția a fost minunată. Am obținut răspunsurile dorite.